Acum 5 zile, acești copii se urcau în autocarul care avea să-i ducă pe meleaguri, unde mulți dintre ei ajung pentru prima dată. După cele 5 zile de relaxare, micuții s-au reîntors și au adus cu ei cele mai frumoase amintiri din această tabără. Am vizitat locuri foarte frumoase, castelul Peleș, Pelișor, castelul Bran. A fost foarte frumos, ne-am distrat cu toții. Este pentru prima dată când ai fost într-o astfel de excursie alături de colegii tăi? Ai mai fost? Pentru prima dată, da. A fost foarte frumos. Cu ce amintiri rămâi după această excursie? Cu ce amintire? Păi, am legat prietenii. Foarte frumos. Am făcut multe proiecte, am vizitat castelul Peleș, Pelișor, castelul Bran, mănăstirea Biserica Neagră, mănăstirea Caraiman. Ați avut ocazia să vă împrieteniți mai bine, să stai alături de colegii tăi? Am făcut prietenii noi. A fost frumos. Ți-a fost dor de familie, de prietenii tăi? Da. Cine te-a așteptat aici? Mama. L-ați așteptat cu sufletul la gură, ce v-a spus? Înțeles, l-am așteptat, l-am sunat pe traseu să spună când vine, unde a ajuns, că nu, el știe, normal că e mare, dar trebuie să-l aștept, îmi era și dor de el. Cât timp a lipsit de acasă? 5 zile, dar parcă a lipsit prea mult. A fost dor deja de el? Da, să știți că mi-a fost dor. V-ați bucurat că a mers în această excursie? Înțeles, și a mai fost, nu e prima, el a mai fost la Sinaia cu 2 ani, a fost la... Revederea le-a provocat emoții atât părinților adoptivi, care au așteptat să sosească, cât și micuților aventurieri, cei care recunosc că în tot acest timp au vorbit permanent la telefon cu familiile lor. În aceste 5 zile, pe lângă ce ați vizitat acolo, de cine ți-a fost ție cel mai dor? Pot spune că mi-a fost dor cel mai mult de mama. De ce? Pentru că eu am lăsat-o cu multe greutăți acum și nu se face, dar... M-am distrat și știu că e bucuroasă. Mi-a plăcut unde am mers, la castelul Bran. Decorațiile și cum era înăuntru. A fost pentru prima dată în viața ta când ai văzut așa ceva? Da. Când am fost acolo, că am mai văzut pe la televizor, da, și pe... A fost dor de cineva în această perioadă? Da, de părinți. Tabăra a fost organizată prin implicarea directă a directorului Direcției Județene de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului din Mehedinți, Valentin Popescu. Această tabără a fost organizată datorită implicării directorului nostru, domnul Valentin Popescu, care a avut inițiativa de a încheia un protocol de colaborare cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Mehedinți, direcție care a oferit tabăra gratuită micuților. Copiii care au participat la această excursie sunt pregătiți acum și pentru celelalte provocări de care vor avea parte în viitorul apropiat.